Situație halucinantă. Cei care se reinfectează cu SARS-CoV-2 la mai puțin de 180 de zile trebuie să dovedească faptul că sunt bolnavi, chiar dacă au test PCR pozitiv. Medicii de familie trebuie să trimită o scrisoare către INSP prin care să anunțe că reinfectații au simptome. În caz contrar, aceștia nu primesc concediu medical. Pacienții care se reinfectează la mai puțin de 6 luni trec printr-o situație halucinantă. Testul PCR pozitiv nu este suficient pentru a fi considerați infectați. Testul acela figurează în Corona Forms, dar el nu este activ ca o nouă reinfectare până când cineva de la INSP nu intră să dea un click să spună da, aceasta este o reinfectare. Și acel click nu îl vor da până când nu vor primi de la un medic, fie medicul de familie care v-a monitorizat, fie un alt medic. Scrisoarea medicală trebuie trimisă de medicul de familie către Institutul Național de Sănătate Publică pe adresa cnscbt@insp.gov.ro. Fără aceste proceduri, cei care se îmbolnăvesc din nou la mai puțin de 180 de zile nu sunt considerați reinfectați și nu pot obține concediu medical pentru COVID. Se trezesc practic într-un coșmar birocratic pentru a beneficia de dreptul lor. Metodologia stabilită de INSP trebuie revizuită, consideră medicii de familie. Făcut un circuit mai ușor în care eventual pacientul care el se știe că a mai avut în ultimele 90 de zile un test pozitiv, chiar din laborator să bifeze o cerere, o ceva și chiar laboratorul să fie cel care să poată să trimită direct un document. Persoanele reinfectate la mai puțin de 180 de zile nu există nici în statistici. Nu sunt luate în considerare în bilanțul zilnic al cazurilor. De asemenea, nu se face niciun fel de anchetă epidemiologică în rândul contactilor direcți.